Domnule Săhăra, cum vedeți simpatia și predispunerea celorlalte partide pe lucrul care încă urmează să fie făcut în acest drum spre Uniunea Europeană, care este destul de tehnic, greoi, multă lume nu o să-l înțeleagă, aici suntem și noi să-l explicăm, la creșterea și standardizarea asta despre care vorbim, că aici e muncă serioasă. Da, este muncă multă. Înainte, eu zic, suntem la al treilea pas de ieșire de sub ocupația sovietică. Noi suntem pe drumul de lichidarea urmărilor ocupației din 40-44. În 1991 am făcut primul pas. Independența s-a făcut cu acceptul că este un pas spre lichidarea urmărilor pactului Ribbentrop-Molotov. Au urmat 10 ani aproape de luptă, de integrare. De acum în Europa a fost Consiliul Europei mai întâi, unde am acceptat niște legi, am acceptat un comportament, am făcut modificări în activitățile și a statului și a societății civile. Eu am fost la Uniunea Jurnaliștilor, știu această colaborare, cum am făcut-o foarte punctual cu această instituție. Am mers în Europa să vedem ce se întâmplă. Europa a lucrat cu elitele Republicii Moldova ca acestea până la urmă determină o mișcare înainte. În 99 s-a încercat o apropiere de Uniunea Europeană cu summitul de la Helsinki, dar pe atunci forțele adverse erau mult mai puternice și au curmat plecarea primului ministru a nostru la Helsinki ca să semneze asocierea. Am așteptat 10 ani de regim comunist, mafiot comunist, care s-a terminat cu crima din 7 aprilie 2009 și iată, fac paranteza că până acum acest regim nu a purtat o responsabilitate și nu a fost tras în fața legii pentru ca să-și dea seama ce a făcut atunci. Și s-a recurs la o alianță de guvernare pro-europeană care s-a părut la început în serios integrarea europeană și Uniunea Europeană a luat în serios parcă guvernarea, fiindcă a văzut niște băieți din altă generație, altfel spilcuiți, cu cravate, cu altfel de formă a feței și ei au crezut și au dat denumirea Republicii Moldova, atunci în parteneriatul estic, poveste de succes. Mândri băieții noștri au continuat să guverneze, dar nu s-au uitat care este comportamentul clasei politice în Uniunea Europeană, lipsită de corupție, de alte metehne. Ei au vrut să repete tot ce a făcut Voronin, adică să își adapteze și adasteze puterea absolută în mâinile lor. De acolo s-a născut o guvernare cleptocrată, mai pe urmă oligarhică, dar până atunci noi am reușit parcă să trecem. Eu am fost atunci în politică, în Parlament, în Partidul Liberal Reformator și am reușit să omitem revenirea comuniștilor la putere în toamna anului 2013 și s-a putut semna la Vilnius tratatul de asociere, acordul de asociere, cel care nu l-a semnat Ucraina și a intrat în Maidan, în acele evenimente foarte tragice care au dus până iată că astăzi încă nu s-au terminat. Și sunt, mă rog, bucuros că am reușit să semnez acel acord de asociere împreună cu colegii mei, cu Ion Hadârc, Oleg Bodrug, Tatiana Potâng, Vadim Vakarciuc, Vadim Cojocaru, Anatol Arhire, iată că îi numesc, adică sunt niște oameni, alături de celelalte partide, sunt colegi în Partidul Liberal Reformator, care sunt foarte onești și au continuat lupta. Alții, mai puțin din Partidul Democrat, care s-a dedat și a făcut jocul lui Plahotniuc până la urmă. Și iată că am ajuns la al treilea pas în 2023, să ajungem la acest moment. Eu l-am luat cu multă emoție, adică fiind jurnalist, am urmărit tot ce se întâmplă și am văzut că dacă la 14 decembrie nu se întâmpla ca Consiliul European să voteze acel document, recomandarea, în Republica Moldova se pornea o campanie întreagă de revenire înapoi la ceea ce, adică
alți pași înapoi, cei care s-au făcut în 2000, în 99-2001 și care s-au făcut în 2013-2014 cu 10 ani de degringoladă comunistă și degringoladă de acum dodonistă și oligarhică. Eu zic că se pornea o campanie și deja au fost în ajun cu o săptămână înainte, au ieșit câțiva lideri de partid și au chemat că guvernarea și cu tare președinte trebuie să își asume eșecul zilei de 14, era încă în 8, abia în 8 decembrie și lucrul ăsta deja se întâmpla. Din păcate, mai mulți oameni și pe care îi respect au pornit pe calea asta, dar s-a văzut o campanie care este bine dirijată și se miza pe comportamentul din Consiliul European, pe care l-a făcut Victor Orban, reprezentantul Ungariei, dar el a fost convins, mă rog, i s-a dat și lui o mită de 10 miliarde pentru, și au închis ochii colegii lui pentru ceea ce face el împotriva democrației în Ungaria și a ieșit din sală ca să poată face reușită acea decizie care a luat ceilalți colegi a lui, 26 de președinți și conducători de guverne. Eu spun, a fost o decizie, am făcut al treilea pas, acum acest al treilea pas probabil este din 10. Ce urmează noi încă să pășim și să construim, sunt încă 10 pași probabil și sunt foarte și foarte, foarte importanți, fiindcă de acum înainte începe greul cel mare pentru guvernanță, în primul rând, ca să o mențină, să mențină această cale și această cadență, să o mențină. Vor fi foarte multe provocări și chiar lupte, că văd colegii domnului Bedinski deja au fost la Moscova și au făcut acolo înțelegeri cum să lupte în cadrul CSI cu partidele locale și așa mai departe. Cred că se face nu numai strategie, dar și tactică, cum se luptă.